Florile lunii. În țara Dolimiților trăia un prinț care era robit de lumina blândă a lunii. Tot ce își dorea era numai să-i stea alături zi și noapte. Au tot încercat împăratul și împărăteasa să-l convingă să-și aleagă de soție una dintre fetele din lume, prințesă sau nu, pe care va dori, dar degeaba. Prințul nu dorea de soție niciuna dintre fetele pământene. În fiecare seară privea cerul și spunea: aș vrea să-mi fie pereche luna. Nu se poate, luna e din altă lume, răspundeau triști împăratul și împărăteasa. Aș vrea să ajung la ea măcar o dată, oftă prințul, și apoi mă voi resemna. Magicianul palatului primi încuvințarea împăratului și împărătesei de a îndeplini dorința. Ajuns acolo sus, observă că lumina vrăjită venea de la fața lunii. O privi plin de admirație și luna se uita la el cu drag. Cei doi tineri se îndrăgostiră unul de celălalt, dar lumile din care veneau erau foarte deosebite una de cealaltă și trebuiră să se despartă. Luna era acoperită de minunate flori mătăsoase asemănătoare fulgilor de nea. Fata, ca dovadă a dragostei ei, îi spuse: îți dăruiesc una din aceste flori, iubitul meu, și ea să-ți amintească mereu de mine. Urmează-ți destinul, așa cum îl urmez și eu, căci împreună nu putem fi. În fiecare seară te voi privi, promise prințul, iar această floare va crește în locurile cele mai frumoase din natură. Prințul se întoarse în palat, iar floarea primită de la frumoasa lună deveni prima floare de colț.